Salutare și bine ați venit la chestii complicate, explicate simplu. V-ați instalat Windows 11. Toate sunt frumoase, dar puteți să constatați că multe lucruri nu funcționează. Cum ar fi, de exemplu, scan. Am fost nevoit să reinstalez driverul de scanner. Este un scanner mai vechi. Acesta este scannerul. Am încercat cu o grămadă de driver și nimic nu a funcționat. Iată de ce. Nu mai există butoane de preview, de scan în niciun mod. Dacă dau pe full Auto automod, o să-mi arate locul unde era butonul de scan, un loc gol. Dacă dau pe home mod, iar nu mai am butoane pe aici. În un mod normal, îl foloseam pe Professional Mod și ne aducem aminte că aici jos erau butoane de preview, de scan și butonul de locație. Dacă dăm click, dintr-o dată apare butonul. După ce am instalat, reinstalat, încercat, pelurite, drivere, până la urmă am găsit unul de Epson Scan V100, al meu este V10, este foarte vechi, dar funcționează foarte bine și vreau să-l folosesc. Ajunsesem să vreau să dau jos Windows 11, dar iată că am descoperit că apar ca prin farmec niște butoane. Haideți să facem o un box pentru scanare, ca să nu scanăm toată pagina degeaba, scanăm doar acest, uh, această parte care ne interesează și dacă dau click pe butonul unde era settings, apare brusc butonul, iată. O să lăsăm img001, o să se salveze în mai document și o să fie sub formă de PDF. Acum dacă dau scan, îmi apare același dialog acolo mai sunt uh, anumite chestii scanate și putem scana. Aceste butoane apar ca prin farmec, îi dau OK și scannerul scanează foarte simplu, la fel ca și înainte. <coughs> Probleme cu Windows 11 sunt nenumărate. Una dintre ele este cu scanere mai vechi. Dacă nu vă apar butoanele, iată că butoanele există. Și apar ca din pălăria unui magician, adus când dați click acolo unde erau înainte. Îi dăm salvare la fișier și iată fișierul meu IMG03. Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, puteți să dați like și subscribe. Nu vă mai zăpăciți driverle de scanner, ele funcționează, doar că funcționează ca iepurii din pălăria unui magician, aceste două butoane. O zi bună vă doresc!